Mașina încărcată cu lemne se afla oprită pe dreapta din cauza unei pene la unul dintre cauciucuri. Chiar când încercau să schimbe roata, bărbații au văzut un tir care se îndrepta spre ei și că șoferul nu are nicio intenție să-i ocolească. Tirul a agățat mașina și pe doi dintre bărbații aflați lângă ea și a târât 10 de metri. Din cauza impactului, șoferul tirului a pierdut controlul volanului, iar mașina sa s-a răsturnat în șanț peste cabina autoutilitarei. Corpul unuia dintre bărbați a fost prins la mijloc. Eforturile medicilor de a-l readuce la viață pe bărbat au fost zadarnice. Am găsit două victime, dintre care una cu un politraumatism major asociat cu traumatism cranio cerebral, forte contuzie, toracică abdominală, multiple fracturi. Din păcate s-a încercat resuscitarea la fața locului, dar fără succes. Cât lasă de resuscitat? Fratele bărbatului strivit de tir a asistat neputincios la întreaga scenă. I-am tunut la antena să de-o băga cricul și domnul cu tirul, i-am făcut să-mi că am avut o brichetă de aia cu bec. Și am făcut să-mi și el pe banda dau un loc să meargă încolo, el tot încă aștept către noi o vinit. Și pe când am pus mâna pe el, pe mână, pe pișor să-l trag, l-o zburat de lângă mine și eu cu un băiat care a făcut cu mine, am sărit în șanț. Uite copilul ăla, băi omule, l-o luat de sub motor, ia de acolo, ia de acolo, că erau pe gerigar, băi acolo, de acolo, luat pe până acolo, l-o trafis, l-o fai. Celălalt bărbat agățat de tir a scăpat cu viață și a fost transportat la spital pentru îngrijiri. Șoferul tirului povestește că nu a văzut mașina parcată pentru că a fost orbit de farurile unui alt autoturism care venea pe contrasens. O venit din față, o mașină cu faza lungă și am observat că făceau pane, erau pe drum aici pe carosabil și i-am agățat cu colțul la vagon și m-am împins, m-am tras cu tot în colț. Polițiștii urmează să stabilească cine este responsabil pentru producerea accidentului.